Înțelege harul, umblă prin credință, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Efeseni 2,8. Mulți dintre noi suntem conștienți de faptul că suntem mântuiți prin har, dar mă întreb cât de mulți oameni înțeleg cu adevărat puterea harului lui Dumnezeu. Tot ce primim de la Dumnezeu trebuie să vină prin har, prin credință. Deci, când înțelegi harul, poți să trăiești prin credință și să primești binecuvântările lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu este complicat sau derutant. Este clar și de aceea mulți oameni nu-l înțeleg. Nu există nimic mai puternic decât harul. Tot ce este scris în Biblie, mântuirea, umplerea cu Duhul Sfânt, părtășia cu Dumnezeu și toată biruința din viața noastră de zi cu zi, se bazează pe El. Fără har, nu suntem nimic, nu avem nimic, nu putem face nimic. Astăzi, nu te limita doar la a citi despre har, ci încearcă să înțelegi că orice lucru din viața ta depinde nu de meritele, abilitățile sau faptele tale, ci de dorința lui Dumnezeu de a-și folosi puterea lui infinită pentru a-ți împlini nevoile. Acesta este harul. Concentrează-te astăzi asupra acestui adevăr și observă cum îți crește credința. Rugăciune. Doamne, nu vreau doar să aud despre harul Tău fără să experimentez puterea Lui. Ajută-mă să înțeleg cât de minunat este harul Tău ca să poată crește credința mea în Tine.